Salut prieteni, bine ați venit pe MyZone, astăzi vreau să vă prezint un produs de la Google, un produs foarte interesant, dar înainte de toate nu uitați să vă abonați la MyZone, să dați un like, subscribe și, mă, și să mă susțineți ca acest canal să crească în continuare. Bun, să trecem la produsul în sine, scrie foarte, foarte corect pe el, Chromecast with Google TV pe cutia acestui produs. Este ca și cum ați avea un Smart TV sau ați avea un televizor fără Smart. Nu prea se mai găsește la momentul ăsta, dar eu vreau să vă zic de ce am luat acest produs și la ce puteți folosi dumneavoastră. Nu vreți să luați un TV, aveți un monitor care v-a rămas prin casă, ați făcut upgrade la un alt monitor la televizor și acel monitor vă rămâne, e ca o rezervă care să zicem că, băi, n-aș vrea să-l vând, nu iau foarte mult pe el și cred că ar fi, ar fi de un maxim interes ca eu să, să mi-l fac smart dacă se poate. E, ca idee, cu acest produs, LCD-ul dumneavoastră sau monitorul dumneavoastră va putea deveni Smart TV. Foarte, foarte, foarte tare chestia asta. Eu zic că este un lucru bun și faptul că Google scoate niște produse interesante. Este păcat să nu profitați de ele, mai ales că nu are un preț mare. Eu am dat în jur de 350 de lei, dar sunt și variante mai ieftine. Le puteți găsi dumneavoastră pe, pe Google. Ăsta, acest produs merită pentru mine toți banii. Și dintr-un monitor mi-am făcut, mi -am făcut un smart TV, dintr-un monitor simplu de calculator. Haideți să vedem puțin ce arată pe cutie. Avem Google, avem YouTube TV, avem Netflix, Prime și multe altele. Acest produs suportă 4K. Deci asta înseamnă că veți avea o calitate video foarte, foarte bună. Și în cazul nostru puteți, eu inițial am pus pentru pentru YouTube în principiu, dar vă puteți puteți folosi și pe altceva. Deci vedeți foarte clar aici 1080 1080 4K și HDR. Bineînțeles că puteți conecta o boxă la el dacă nu aveți sunet la monitor. Eu am la monitorul care l-am sunet, deci nu este nevoie, dar puteți adițional puteți uh, conecta la, la acest produs un uh, o boxă pe Bluetooth și se aude ca la cinema, să zicem. scrie foarte clar aici, Bluetooth, Wi-Fi și Android sau Va arată pe ce merge el, da? Avem telecomandă, haideți să, să vedem produsul în sine, este foarte interesat, aveți Google, puteți face Puteți vorbi și vă puteți conecta sau puteți căuta, așa. Haideți să desfacem și noi să vedem ce conține la interior. Deci credeți-mă că merită toți banii. 350 de lei, eu zic că nu e mult să-ți faci un smart. foarte cuvinte. Mi-a plăcut foarte mult cum sunt ambalate. Acest produs vine ambalat foarte, foarte interesant. Eu mai am alte produse care sunt de la altă firmă, care o să vedeți într-un clip viitor. Foarte interesant sunt băgate aici. Eu le-am desfăcut, le-am pus doar ca să vedeți cum arată în cutie. Haideți să vedem așa. Vine frumos într-o punguță. Acesta este conectarea dumneavoastră cu Smart TV-ul da? sau cu monitorul. Avem musă, mufă HDMI și aici vați avea conectarea la, la, monitor sau la televizor. Eu la monitor îl folosesc așa că dumneavoastră puneți la ce aveți nevoie. Aici vine frumos telecomanda ambalată și eu le-am pus, le pus la loc. Deja le-am folosit. Da așa să, și asta să vedeți. Așa arată telecomanda foarte finuță. Aveți butoane aici pentru navigare, aveți back, aveți home, YouTube, Netflix, dacă le aveți instalate. Deci tot ce am menționat se poate folosi. Avem două baterii care vine în cutie, două baterii mici care se folosesc la telecomanda de la televizor în principiu sau la alte produse care folosesc baterii mici. Se bagă bateriile care vine deja cu produsul. Așa arată telecomanda. O să vă fac și o probă să vedeți. Așa vine firul. Cablul de alimentare este foarte interesant cum vine, cum vine strâns. Eu nu l-am mai pus înapoi. Vine cu clemele astea puse foarte, foarte mișto pe ele. Se bagă așa și -ți vine cablul, vine exact așa. Îți vine foarte... El așa vine la început. O să vă pun o poză în descriere și vine prins foarte, foarte frumos cu această clemă. De fapt sunt două cleme pentru că avem cablu USB Type-C cu USB, da? USB și USB Type-C care intră în adaptor. O să vedeți după ce fac conexiunea. Și mai aveți acest adaptor, acest adaptor care el intră o să intre în cablu de alimentare. O să intre în priză, pardon. O să intre în priză, unde aveți dumneavoastră priza. Pentru că, na, nu este pentru România, da? Și pentru că nu este pentru România. Avem acest adaptor ca să meargă la priză. Aici vine cablu. Aici băgăm cablu USB. Pe care îl băgăm la monitor da? Asta intră, ăsta intră, în spate la Google, la Google, aici să vedem și noi să vedeți. Intră aici. După care, pentru sincronizare, la mine e sincronizat, apăsați acest buton și urmăriți indicațiile pe ecran. Foarte ușor de conectat, vă conectați cu un con Google sau în principiu cu un con Google ca să puteți beneficia de toate toate chestiile astea. Haideți să-l conectăm la monitor să vedeți cum arată. Suntem pe canalul meu, pe MyZone. Nu știu, punem un clip de la Anchor. Astea sunt uh, alte dispozitive care mi-au plăcut mie mult. Se vede... Deci, dumneavoastră, cu alte cuvinte, v-ați făcut, făcut, acum un... de să-i dăm și să vedem la rezoluție. Ăsta e un monitor 2K la ce am conectat eu acum. Haideți să vedem. Setăm. Clipurile sunt făcute la 1080, dar se poate merge până la 2K fără probleme. Haideți să dăm drumul la clip să vedem. Haideți să dăm altul. Să zicem asta, cum vă conectați la un Samsung. Bineînțeles că avem reclame, ca așa e Google-ul cu reclame. O chestie care a menționat, trebuie să conectați la el o boxă Bluetooth sau monitorul să aibă să suport, să aibă sunet uh, integrat. Eu nu am sunet integrat la acest monitor, el nu are așa ceva. Vedeți, suntem pe 1080. Dăm drumul la clip. Telecomanda foarte, foarte interesant făcută. Aveți, bineînțeles, cu Google să dați să vă caute prin Google. Aveți sunet aici. Dar eu nu am sunet, cum v-am zis, nu am, nu am sunet la acest monitor trebuie doar să conectez o boxă, o boxă Bluetooth ca să am sunet la acel monitor la care am făcut eu conexiunea, am așa ceva. La ăsta nu am. Da, puteți vedea cum am zis despre ce e vorba. Haideți să mai vedem o dată clipul ăsta. Foarte interesant, foarte bine făcut. Foarte ușor de navigat, stânga, dreapta, înainte, înapoi aici avem tot așa 1080. Cum v-am zis, nu avem sunet aici. Dar dacă conectați o boxă Bluetooth, ați rezolvat acest impediment care îl am eu aici. V-ați luat o boxă Bluetooth, ați conectat-o și, bineînțeles, mergeți mai departe. Așa arată telecomanda. Foarte finuță, foarte mișto. Nu uitați să vă abonați la acest canal pentru mai multe clipuri. Este foarte interesant și foarte important dacă dumneavoastră doriți să crească acest canal. Crește acest canal, veți avea mai multe lucruri de văzut. Foarte... Eu zic că e foarte bine pentru dumneavoastră. Cei care mă urmăriți și cei care nu v-ați abonat, vă rog să vă abonați, pentru că veți fi la zi cu ceea ce postez eu mereu. Asta este interesant și merită să merită efortul de a face acest lucru. Acesta este Google Chromecast cu Google TV. Este foarte. Ați venit pe home aici, ați încheiat toată treaba, ați venit în. Puteți să vă puneți muzică, puteți să puneți, să instalați tot felul de chestii, browsere sau Digi Online sau ce vreți dumneavoastră. Eu, de exemplu, am Netflix-ul, am alte chestii interesante care le-am instalat eu. Dacă v-a plăcut acest clip, dați un like, dați subscribe. Nu uitați să vă abonați la acest canal ca el să devină un canal foarte bun pentru voi. Ca eu să postez pentru voi lucruri interesante. Puteți să instalați tot felul de chestii fără nicio problemă. E ca și cum ați avea un televizor mult mai mult decât un televizor, ca și cum ați avea un. Smartphone, instalați tot ce doriți pe un smartphone, fără nicio fel de problemă. Dacă v-a plăcut, dați like, dați subscribe, ne vedem data viitoare la un alt clip. La revedere.